15 km de municipiul Brașov, pe cursul râului Ghimbășel, se află Râșnov. Stema orașului o reprezintă un scut cu 3 trandafiri. Istoria Râșnovului începe cu mai bine de 2000 de ani în urmă, atunci când pe teritoriul localității trăiau daci. Numele antic al Râșnovului este Comidava. Prima menționare documentară a Râșnovului datează însă din anul 1331. Principalul monument al orașului este cetatea Râșnov. Așadar, vă salut din Râșnov, un loc cu o încărcătură istorică mare, unde am întâlnit un orășel, după cum ați văzut, liniștit, unde, chiar dacă nu este dezvoltat din punct de vedere industrial, oamenii îți lasă impresia că au ce face și nu se plictisesc niciodată. Mergem spre cetate. Viața locuitorilor nu a fost întotdeauna ușoară în Râșnov. Dat fiind faptul că se află pe drumul ce leagă țara Bârsei de Pasul Bran, adesea hoardele tătare și turce invadau așezarea și distrugeau tot ce râșnovenii au construit. Așa s-a hotărât construirea cetății Râșnov, simbol al Râșnovului și principala atracție turistică din oraș. Cetatea are două curți, exterioară și interioară. În curtea exterioară, curtea din fața cetății sau grădina cetății, erau adăpostite vitele. Curtea exterioară are o intrare pentru armament și alimente și o altă, pe sub turnul pătrat, pentru vite. Datorită numeroaselor invazii militare, cetatea a fost a doua vatră a Râșnovului. În incinta cetății sau curtea interioară erau căsuțele locuitorilor, care serveau ca adăpost în timpul asediilor. După invazia din 1335, remarcăm în anul 1421 primul asediu executat de către o armată otomană. Cetatea rezistă eroic și turcii ridică asediu îndreptându-se spre Brașovul încă nefortificat, pe care îl jefuiesc cumplit. Turcii au mai asediat fără succes cetatea din Râșnov și în campaniile din 1436 și 1441. Cu timpul, localitatea a dobândit importanță comercială, fiind al doilea târg ca mărime din țara Bârsei. În 1600, trupele lui Mihai Viteazul au cucerit localitatea, fără să reușească însă cucerirea cetății. Mihai Viteazul s-a retras împreună cu familia sa pentru o perioadă la Râșnov, numind așezarea un oraș al domniei mele.
Neajunsul principal al acestei așezări l-a constituit multă vreme lipsa unui izvor de alimentare cu apă. Când atacurile se prelungeau, iar rezervele de apă erau pe sfârșite, refugiații din cetate ieșeau noaptea pe poarta principală și aduceau apă de la un izvor știut numai de ei. În anul 1612, cetatea a fost ocupată de Gabriel Báthory, principele Transilvaniei. A fost singura dată când cetatea Râșnov s-a predat. Deși tunurile armatei lui Báthory nu au provocat decât mici stricăciuni zidurilor cetății, asediu a devenit deosebit de eficient după ce o parte din trupele inamice au ocupat panta estică, blocând accesul apărătorilor cetății la izvorul tăinuit de unde se aprovizionau cu apă. Pe 3 aprilie 1612, după lungi negocieri, fruntașii cetății râșnovene au predat cetatea cu condiția ca vechile privilegii ale râșnovenilor să fie respectate, iar în cetate să nu fie instalată nicio garnizoană străină. Însă, a doua zi după predare, Báthory a alungat locuitorii din cetate și a instalat o garnizoană formată din ostașii săi. În vara anului 1612, râșnovenii, ajutați de brașoveni, au încercat de două ori să recucerească cetatea, dar fără succes. Râșnovul a reluat stăpânirea cetății în iunie 1613, în urma unei înțelegeri prin care sașii plăteau o răscumpărare pentru predarea cetăților Râșnov și Bran. Luptele din 1612 au dovedit necesitatea săpării unei fântâni în cetate. Aceasta este situată în centrul fortificației, având o adâncime de 147 de metri săpată direct în stâncă. Fântâna cetății a fost săpată în perioada 1623-1640. Deși există legenda săpării fântânii de către doi prizonieri turci, cărora li s-a promis eliberarea la terminarea lucrării, fântâna a fost amenajată de către meșteri sași, tocmiți de primăria Râșnovului. În anul 1718, Râșnovul a fost afectat de o puternică epidemie de ciumă. Au murit, conform listelor magistratului brașovean, 1161 de persoane. În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, cetatea a fost părăsită și a ajuns în paragină. În cetate era ținut doar un singur paznic care trebuia să anunțe prin bătăi de clopot izbucnirea incendiilor. Aici au fost turnate mai multe cadre ale filmelor Nemuritorii, Daci, Mihai Viteazul sau Columna, orașul câștigându-și astfel titlul de cetate a filmului istoric românesc. Am plecat spre peștera de pe Valea Râșnovului. A fost foarte frumos, erau mulți vizitatori. Cu toții ne-au lăudat țara și cetatea. Toți ne-au spus că avem o țară frumoasă. Aseară cineva a spus că avem o țară frumoasă, un român de-al nostru mi-a spus că avem o țară frumoasă, dar păcat că e locuită. Mie nu-mi pare rău că e locuită, pentru că mai peste tot am întâlnit oameni deosebiți cu care mi-a făcut plăcere și drag să vorbesc și care prețuiesc istoria și averea neamului nostru. Și nu-mi pare rău că a fost locuită, pentru că ați văzut ce ne-au lăsat străbunii noștri. Așadar să le mulțumim lor pentru bucățile de istorie rămase și bunului Dumnezeu că ne aflăm pe acest teritoriu frumos numit România.
peștera Valea Cetății este o peșteră situată la aproximativ 3 km de orașul Râșnov, pe șoseaua Valea Cetății. A fost descoperită în anul 1949. Lungimea totală este de 958 de metri pe galeria principală, adică între cele două intrări, așa cum atestă Clubul de Speologie Emil Racoviță din București. Cu un echipament adecvat, peștera Valea Cetății se poate admira în toată splendoarea ei. Deși, cu ceva timp în urmă, ea a fost vandalizată, încă mai pot fi observate în sala mare stalactite și stalagmite de diferite mărimi, printre care una de 2 metri înălțime care veghează intrarea în sala mare. Peștera Valea Cetății a fost declarată zonă naturală protejată de interes național și monument al naturii. De la începutul anului 2011, peștera Valea Cetății poate fi vizitată de toată lumea, nu doar de cei pasionați, accesul în peșteră fiind înainte dificil, aceasta fiind nou introdusă în circuitul turistic românesc. Astfel, s-au creat de curând locuri de acces pentru vizitatori, dar și trotoare, balustrade, pasarele, bare de protecție, scări și un sistem de iluminat în interiorul peșterii. Peisajul subteran vă va tăia respirația. Mai adineauri am văzut pe drum un șarpe care probabil fusese omorât de o mașină în timp ce încerca să traverseze strada. Trebuie să fiți conștienți că mai oriunde în țară vă puteți întâlni cu un șarpe și acesta poate să fie chiar și o viperă, așa că ar fi bine să aveți la dumneavoastră un băț cu care să loviți iarba atunci când vă îndepărtați de pe potecă, înaintea pașilor, sau trebuie să fiți atenți chiar și la marginea drumului, pentru că ei pot fi oriunde în iarbă. Și mai bine ar fi să evităm pe cât de mult putem contactul cu astfel de viețuitoare. Para
părăsesc orașul Râșnov cu certitudinea că voi mai reveni aici, așa cum, cu siguranță, mă voi mai întoarce cu gândurile în trecut.